Salutare dragi pasionați de fotografie! Urmează una dintre cele mai interesante experiențe pentru cei care vor să studieze în fotografie. Admiterea la o facultate cu această specializare. În funcție de oraș există tot felul de facultăți care au specializarea fotografie, videografie. Unele au probe mai simple, alte au probe care personal nu prea au legătură cu fotografia, cum ar fi probe de desen. Iar în acest videoclip vreau să vă arăt cu ce fotografii am intrat la mine la facultate. Hai să începem! Deci, după cum am spus, în funcție de orașe există tot felul de probe. La mine la Iași, probele au fost ceva mai digitalizate din cauza pandemiei COVID. Am avut o scrisoare de intenție, după care un portofoliu format din 3 fotografii de portret, 3 fotografii de peisaj și 4 la alegere. La alegere am ales fotografia de stradă, fotografia abstract, un autoportret și un nude. Din păcate, nudul nu vi-l pot arăta deoarece nu am primit aprobare de la model, deoarece a vrut să fac doar pentru admiterea la facultate și atât. Da, na, asta e. Și la sfârșitul videoclipului am să vă arăt câteva fotografii realizate de colegii mei la admitere. Bun, hai să începem. Deci, în prima pagină a PDF-ului am fost nevoit să scriem câteva cuvinte despre fotografiile noastre. Eu vă recomand să vă povestiți fotografiile, să le puneți un nume, să vorbiți mult mai multe despre ele, deoarece eu nu mă pricep așa de mult la cuvinte și de asta le-am numit portret 1, portret 2, peisaj 1, peisaj 2. Iar aici avem câteva informații tehnice la fotografiile pe care le-am făcut. Deci începem cu tema de portret. Aici avem un portret cu Cosmina Iliuță, o fată care chiar recent am postat câteva fotografii pe Instagram. Această fotografie este făcută cu Nikon D750-ul meu și cu un obiectiv pe care l-aveam pe vremea aceea, Tamron 70-300, varianta cu stabilizare. Aici este în Piața Unirii în Iași, este pusă pe niște scări, iar eu am prins-o de jos. Nu știu cum să vă explic. Știu că am o fotografie cu behind the scenes, deci o să vă arăt aici cum am realizat această fotografie. Aici este o fotografie cu Iustina Bulimar și este prima ședință în care am folosit off-camera flash. Deci am fost destul de începător atunci când am trimis aceste fotografii. Și mie chiar îmi place, deși am folosit puțin Photoshop, adică zona asta nu era toată neagră, am folosit puțin de braș, iar domnii de la facultate mi-au spus că e ok pentru admitere și am pus-o. Nu prea am prea multe de comentat, este doar un portret obișnuit și cred că am pus și ceva detalii în ochi, dar nu mai aduc bine aminte. Dar așa este un portret dramatic, obișnuit, al negru. Iar la al treilea portret este un autoportret cu mine, folosind Photoshop, manipular digitală. Știu că nu sunt tăieturi perfecte aici, dar mi s-a spus că sunt ok pentru admitere și aici la păr m-am străduit cel mai mult ca aceste fire, gen aceste fire nu sunt ale mele și să le pun aici. Și lucrul dificil a fost ca ochii mei atunci când făceam fotografia, știți, să pun să se uite așa în jos. Nu mi-a ieșit așa de bine, dar cred că e ok. Bun, trecem la tema de peisaj. Eu la peisaje nu mă pricep deloc. Pur și simplu nu-mi ies peisaj, nu am idei. Așa că am ieșit într-o seară și am făcut fotografii cu timp lung de expunere. Aproximativ toate fotografiile de la peisaj sunt cu timp lung de expunere. Aici am fost pe Bulevardul Independenței la mine în Iași și nu mai țin minte setările, știu că le am așa. Deci am folosit la ambele fotografii, peisaj 1 și peisaj 2, am folosit 30 de secunde cu ISO 50 și cu trepied. Și logic, diafragma cea mai închisă la 16 pentru a face aceste fotografii și logic, editor, că doar ea nu arăta așa. Aici este la fel, aici este malul Bahlui, din nou nu este un peisaj strălucit, dar mie îmi place cel puțin, e ok, dar cam atât, adică nu e ceva care spune wow, e ok, e un peisaj. Aici este al treilea peisaj și acest copac se află lângă comuna mea. Am făcut fotografia în negru pentru că tot era verde
și nu se înțelegeau prea bine contrastele dintre culori. Aici avem ceva radial blur, aveți și un videoclip pe care l-am făcut pentru a afla cum facem acest efect de radial blur, pentru a mă duce mai mult spre subiect. Și da, mai sunt niște lucruri care atrag atenție, cum ar fi acest tufiș, dar na. Din nou, eu la peisaje nu mă pricep, deci după aceste fotografii am mai făcut doar câteva peisaje, câteva. Pur și simplu nu sunt eu cu peisajele. Avem alegere 1, fotografia de stradă, doar că deși aceasta este o fotografie cu timp lung de expunere, este un colaj digital, este o manipulare în Photoshop. După cum puteți observa, sunt foarte multe picioare aici, iar acestea sunt de la fotografii diferite. Și așa am făcut, mai multe fotografii, am făcut un fel de tâc, 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 bitrepied și după care le-am combinat în Photoshop. Aici este una dintre cele mai apreciate fotografii ale mele și chiar am vrut să o pun, mi-este o fotografie foarte dragă, pe care am făcut-o relativ din greșeală. Este un simplu efect de gol pe care l-am făcut în Photoshop. Mi s-a spus că este foarte bună, că e foarte ok pentru admitere și că nu are relativ nimic greșit. Și na, am pus-o. Mie chiar îmi place, chiar îmi place foarte mult. Și avem aici un autoportret făcut pe malul Bahlui atunci când am făcut această fotografie, deci este în relativ același loc, unde, fiind și la început cu off-camera flash, era pus blitzul pe umbrelă, după care am pus cu timer și aveam o telecomandă. Și, de exemplu, aici eu țineam telecomanda și așa am făcut. Știu că acum sunt niște probleme cu această fotografie, nu a fost reușită din prima, dar personal mie mi-a plăcut și am zis, mai, hai să pun și pe asta. Bun. Îmi pare rău că nu vă pot arăta nudul, chiar aș fi vrut, dar acestea au fost condițiile între mine și model pentru a folosi nudul doar pentru admitere. Deci, v-am arătat cu ce fotografie am intrat la facultate, acum este momentul să vă spun și pe ce loc am intrat. Am intrat pe locul 9 din 43 de elevi din scris, parcă 45, în jur de 40 știu că erau. Iar dacă aceste fotografii nu v-au mulțumit, am să vă arăt câteva fotografii și de la colegii mei care au dorit să vă arate și ei cu ce fotografii au intrat. Bun, eu am fost Eduard Florentin, mulțumesc pentru vizionare și ne revedem în videoclipurile următoare.